Da, suntem live, Adina. Bună seara, dragilor. Da, bună seara, bună seara. Sunt încântată să fiu astăzi aici, pentru că bucuria mea cea mai mare, cum Marian știe că mă vizitează la magazin, este fix să stau de vorbă cu oamenii interesați, cu oamenii care își doresc să arate mai bine, să își construiască un stil potrivit lor, să se pună în evidență. Am spus-o de multe ori, știi că e întrebarea aia clasică, hainele îl fac pe om? Nu, bineînțeles că hainele nu îl fac pe om, dar un stil care te avantajează, care te caracterizează, care spune ceva despre tine, este în concordanță cu personalitatea ta, e bine, acest stil cumva clar nu te face, dar te pune în evidență, te arată lumii așa cum vrei tu să comunici. Și am dat exemplul acesta de multe ori. Dacă ești, nu știu, o persoană non-conformistă și tu te îmbraci extrem de clasic doar pentru că nu ai idei, nu știi cum să-ți manifesti non-conformismul în ținută, atunci practic se vede ciudat. Știi, cunoști un om și îl vezi super clasic și odată îl vezi că de fapt are o atitudine diferită, o mentalitate diferită. Este foarte important să ne îmbrăcăm cum ne simțim bine, clar. Este foarte important să ne îmbrăcăm așa încât să fim cea mai frumoasă varianta noastră. Pentru că știi ce? Noi suntem întotdeauna preocupați, am 2 kg în plus. Păi nu-i nimic, dacă ai 2 kg în plus și știi să te îmbraci, nu o să se vadă. Mai mult decât atât, dacă te îmbraci bine, arăți bine și te simți bine. Chiar dacă ai cele 2 kg în plus, uiți că le ai. Te simți la fel de bine în pielea ta și cred că e foarte important pentru noi toți să ne simțim bine în pielea noastră. Eu uite, o mulțime de mesaje pe tuturor. Te întrerup să te uiți și la noi la cameră. Așa. Eu am tendința să mă uit la ce scrie de voi. Îmi doresc să vă văd mesajele, mai ales în seara aceasta. Cele mai bune întrebări, întrebările care îmi plac cel mai mult, vor fi premiate. Deci cei care sunt live cu noi și ne pun întrebări cărora o să-mi facă plăcere să le răspund, ei bine, aceștia vor primi niște premii. Deci ochii pe noi, pregătiți cu întrebările. Bun. Dăm 30 de secunde, Adina, administrativ, să le dau câteva detalii și apoi începem și tu mergi. Mergi mai departe, da? Prima dată îi mulțumim Adinei Buzatu că a răspuns invitației de a face acest live. E live pe bune, pe bune. Așa. Noi avem un masterclass filmat cu Adina Buzatu, ceva super, de care o să vă povestească ea ceva mai târziu. Văd că în acest moment sunt peste 200 de persoane care s-au logat, s-au înscris vreo 1000. Vedem care mai... cine mai intră în continuare. Vă mulțumim foarte mult pentru înscriere, pentru faptul că ați oferit timp pentru acest webinar. Eu sunt Marian Joiu, fondatorul Life University. Am creat împreună cu Adina masterclass-ul de stil, ceva extraordinar. Lăsați întrebările în chat, eu voi fi aici și vă voi oferi suport pe chat. Nu o să întrerup pe Adina, o să las să răspundă întrebărilor, că au venit undeva peste 100 de întrebări, au fost puse doar la înscriere. Însă am apreciat dacă veți pune întrebări și live. Foarte important, tehnic, dacă experimentați dificultăți, apăsați butonul Reconnect, îl veți găsi undeva acolo sus în pagină. Și Adina, mult spor. Eu sunt aici, te aud, te văd. Dacă e nevoie, cere-mi ajutorul. Mulțumesc mult, Marian. Mă uitam zâmbind că deja am început să primim întrebări și deja avem un premiu, pentru că am văzut o întrebare. Eu am spus că dacă ai 2 kg în plus și Sorina a întrebat ce faci când ai 10 kg în plus. Bună întrebare, ce faci în general când ai kilograme în plus? Și pentru că văd că sunt foarte multe doamne, am să încep vorbind despre ele, deși
domeniul meu este stilul masculin, îmbrac în general bărbați. Dar da, ce faci când ai 10 kg în plus? Ai grijă să le ascunzi într-un mod elegant. Asta nu înseamnă că te îmbraci lălău, asta nu înseamnă că încerci să te ascunzi în negru tot timpul sau culori închise doar pentru că ai câteva kilograme în plus, ci te gândești foarte bine care sunt proporțiile. Te dezbraci frumos în fața oglinzii și aici vorbim și de femei și de bărbați. Te uiți frumos în oglindă și zici: unde am pus aceste kilograme? Pe burtică. Bun. Atunci îmi pun în evidență picioarele și în zona, în partea de sus, tractul superior, da, port lucruri ușor mai legere. Dacă vorbim de bărbați, purtăm un sacou, da, dacă purtăm sacou, el nu va fi lălâu. El va fi ușor mai lărguț în zona asta. Deci atâta încât să nu crape, să nu ai senzația aceea că ți-a rămas mic. Doamnelor, la fel, nu purtați haine strâmte. Cu cât porți hainele mai strâmte, știi că toți ne cumpărăm haine pentru că vom slăbi. E o meteahnă pe care trebuie să vă mărturisesc, am avut-o și eu. Cumpăram pentru când voi slăbi și nu venea momentul acela niciodată. Motiv pentru care respectivele haine întotdeauna mă arătau mai plinuță. Să nu uităm că în momentul în care o fustă e prea strâmtă pe noi, face niște cute inestetice care dau senzația, mai ales în poze, dar și în realitate, că suntem mai mari decât silueta noastră adevărată. Și atunci, ce vă sugerez eu? Purtați nici prea larg, nici prea strâmt, accentuați zonele frumoase, dacă aveți o talie mică și șoldurile late, cum se întâmplă deseori doamnelor, da? Marcați foarte bine talia, strângeți o centură în talie întotdeauna. Aveți grijă să nu purtați nimic drept, pentru că atunci veți avea dimensiunea șoldului. Vă spuneam de ținutele masculine pentru cei cu câteva kilograme în plus. Acelea clar trebuie să fie fără dungi orizontale, clar trebuie să fie fără curea. Oricât de clasice ați fi, știu că sunteți obișnuiți cu curea. În momentul în care ai o burtică și ai pus curea, curea aia scoate burta în evidență, pentru că strânge fix sub burtă și creează acest efect. Mai mult decât atât, pentru un domn plinuț se vede urât și pantalonul, pentru că respectiva curea o să strângă și pantalonul și se văd niște cute așa, urâțele. În fine, nu despre asta vreau eu să vorbesc, doar despre asta vreau să vă spun în general. E foarte important să vă îmbrăcați așa încât să vă puneți în evidență, adică să purtați culorile care vă stau bine, să purtați croiurile care vă stau bine și să alegeți materiale exclusiv naturale. Moda nu se schimbă așa repede cum credem. Și mai e ceva, moda trece, stilul rămâne. Adică investiți în piese de calitate, mai bine puțin și bun decât mult și prost calitativ. În timp, hainele proaste calitativ se comportă urât, sigur, se decolorează, se strică foarte repede. Dar o mare problemă este că încă de la prima purtare, o haină de proastă calitate arată ca atare. Și atunci mai bine îți cumperi o singură pereche de jeans, dar aia să stea minunat, decât să ai 20, cum cred că 90% dintre noi pățesc. Avem 20 de perechi de jeans în garderobă și purtăm doar unul sau doi. De ce? Pentru că aceia ne vin bine, aceia au o culoare frumoasă, aceia sunt versatili. Hainele pe care ți le cumperi trebuie să se poată asorta în diferite situații. Spre exemplu, în perioada aceasta îmbrac foarte mulți viitori miri, viitori nașcă, urmează evenimentele, chiar foarte mulți tineri care au banchet sau au majorat. Și tuturor le spun, chiar dacă îți cumperi o ținută pentru un eveniment foarte important, acea ținută trebuie să fie purtabilă atât ca atare la un eveniment de același gen, cât și pe bucăți pui sacoul cu un tricou, cu jeans și cu sneakers. Arată minunat. Pui pantalonul respectiv cu maletă și cu geacă de piele. Râdeam chiar cu o mireasă care a venit cu soțul ei să-i aleagă o ținută și îmi spunea: da, dar eu ce fac cu rochița? Păi e simplu ce faci cu rochița. O poți tăia în două bucăți, să ai o bustieră frumoasă, un top.
și partea de jos. Am făcut asta pentru o mireasă, ani de zile în urmă, o prietenă de-a mea. I-am pictat fusta cu grafiti, arăta genial. A purtat-o de atunci de foarte multe ori cu geacă de piele și bocanci la diverse evenimente, poate concerte rock, poate, nu știu, festivaluri, da? Și partea de sus o porți cu jeans, deci poți să găsești variante. Important este să-ți dorești. Hai să mai vedem întrebări. Avem o listă foarte mare de întrebări. Aici unele dintre ele sunt de nerăspuns, pentru că mă întreabă, de exemplu, o persoană cum să mă îmbrac. Păi la această întrebare răspunsul e simplu, în funcție de cum arăți, în funcție de personalitatea ta și în funcție de profesia ta și în funcție de situație, de locul unde te duci. Și atunci, necunoscându-te, mi-e foarte greu să-ți răspund cum să te îmbraci. Nu există o rețetă universal valabilă și nici n-ar fi normal să fie, pentru că ceea ce îmi vine mie bine, nu o să-ți vină ție bine și viceversa. Din același motiv, eu vă sugerez să evitați să copiați identic stilul unui actor sau stilul cuiva de pe Pinterest, nu știu, dintr-o poză sau de pe Instagram. Chiar ținutele pe care eu le postez pe contul Trends by Adina Buzatu de Instagram sau pe contul de Facebook Trends by Adina Buzatu, chiar și acele ținute, nu le copiați identic. Vin clienți care îmi spun: vreau fix asta. Ok, dar dacă tu, dacă ție nu-ți vine respectiva culoare bine, n-are sens să porți. Este foarte important să purtăm culori care ne flatează cromatică. Un moment, deci întrebările vin cu o viteză uimitoare. Rugăminte pentru cei care pun întrebări: platforma are și opțiunea de mark as question. Să marcați ca întrebare când trimiteți mesajul, că nu mai mă reușesc cu sortarea între ele și nu vreau să ratez, cu toate că vin foarte repede. Uite o întrebare aici de la Claudia. Considerați că stilul unui bărbat trebuie adaptat la stilul partenerei? Ce părere aveți despre cuplurile care se îmbracă identic la un eveniment, ieșire în oraș? Mi s-a părut o întrebare bună. E o întrebare excelentă, nu bună. Da. Stilul partenerilor, stilul în cuplu, e important să fie în aceeași direcție sau să aveți un stil comun. În ce sens? Dacă eu mă îmbrac rock, partenerul meu nu o să se îmbrace clasic. Dacă eu mă îmbrac romantic, am o rochie din asta foarte boho, chic, super, nu o să fie el niciodată îmbrăcat mult prea fashion. Pentru că sunt stiluri complet diferite. În schimb, arată groaznic doi parteneri îmbrăcați în aceeași culoare. Groaznic. În primul și în primul rând este o lipsă teribilă de imaginație. În al doilea rând, ok, există poate și posibilitatea să ne vină bine aceleași culori, dar sunt puține șanse, nu? Unul dintre noi doi o să fie îmbrăcat nepotrivit pentru cromatica lui. Și nu știu de ce am face asta. Până la urmă e ca și când, nu știu, simți nevoia să scrii pe el că e al tău sau nu faci treaba asta. Am întâlnit doamne care își doresc foarte tare să poarte partenerul papion în culoarea rochiei, ba mai mult decât atât, și din materialul rochiei. Doamnelor, accesoriile masculine sunt realizate din mătase naturală specială, special concepută pentru astfel de accesorii. Sigur, cele din magazin și cei care ne vizitează le cunosc foarte bine, sunt self-tie, noi nu avem papioanele acelea precusute, pentru că acelea sunt ceva urât. Un papion trebuie să fie self-tie, să se desfacă, să fie elegant. Papionul original, adevărat, de pe vremuri, asta înseamnă papionul este fluture și este o fundă, în engleză este bow tie, da? Deci îl înnozi, este un papion, un obiect vestimentar, un accesoriu pe care îl înnozi. E foarte important, mai ales când vorbim despre accesorii, este foarte important să ne alegem top calitativ. Nu face atât de mult diferența din punct de vedere preț încât să merite să distrugem întreaga ținută, pentru că pantofii, cravata, papionul, butonii sunt vizibili, sunt accente vizibile. Deci dacă e să faceți rabat pe undeva, accesoriile nu sunt soluția potrivită.
Am răspuns deja la întrebare. Stilul trebuie să fie în concordanță cu al partenerului, în niciun caz culoarea, însă e bine să avem culori complementare, culori care se asortează între ele. Adică nu o să poartă o culoare care pur și simplu nu se potrivește cu ținuta mea deloc. Haideți să mai vedem. Am foarte multe rochii negre din dantelă, plisate, care, cu care nu știu ce accesorii să port să le reinventez. Da, ok, cu care? Da. O întrebare bună, iarăși. Poți să porți accesorii în funcție de situație. Dacă te duci la un eveniment foarte elegant, o pereche de cercei vizibili, cercei statement, pot fi o idee bună și cu un plic și toc înalt. Dacă vorbim însă de zi cu zi, sigur că dantela e ușor nepotrivită într-o zi obișnuită de muncă. Dacă vorbim de o rochie de dantelă din aceea care poate fi deja extrem de elegantă, ei bine, pentru genul acela de rochie poți purta perle, poți purta foarte multe, poți purta până și accesorii rock. Încearcă să accesorizezi acele rochii în funcție de locul unde te duci și de stilul tău. Pentru că vorbeam, uite, spuneam de festivaluri și mulți dintre voi știu că se duc și la Antold și la Staga și poți purta o astfel de rochie cu o jachetă din denim, spre exemplu, și cu sneakers în picioare. Chiar dacă o săptămână înainte ai purtat aceeași rochie la o nuntă cu sandale și foarte elegant accesorizată, adică bijuterii fine de seară. Haideți să mai vedem întrebări. Am să iau câteva întrebări de pe listă. Să uităm 60, uite, nu, lasă că iau din cele pe care le-ați spus acum. Am 1,55 înălțime. Pot purta rochie lungă? Da, poți purta rochie lungă. Ai grijă însă să nu fie dreaptă largă. Trebuie să găsești un punct pe care să-l pui în evidență. Dacă e vorba de talie, dacă nu sub sân, găsește varianta care cumva să așeze silueta și să te arate suplă. Ține foarte mult și de conformație. Cum spuneam, dacă ai o talie mică, marchezi clar talia. Dacă ai o conformație cu șoldul mic, atunci pui o rochiță care cade un pic în partea de sus și este cumva fixă pe zona șoldului. Deci, din nou, pui în evidență părțile importante. Dar da, poți purta rochie lungă și te avantajează dacă o porți și cu tocuri foarte înalte. Sigur, cu condiția ca rochia să fie mai lungă decât tocul, adică efectiv să mături cu ea pe jos. Știu că se murdărește, pățesc și eu treaba asta, dar arată mult mai rafinat și mai elegant decât în situația în care ai rochița cu atât mai scurtă și se vede așa între pământ și rochie un pic. E același lucru și când vorbim de pantaloni. Doamnele scunde pot folosi acest artificiu să poarte tocuri foarte înalte, chiar și platforme, și pantalonii aceia evazați care acoperă cu totul tocul și le lasă practic, lasă impresia de picioare foarte, foarte lungi. Haideți să vedem. Care este culoarea cea mai potrivită pentru costumul nașului? Culoarea cea mai potrivită pentru costumul nașului este aceea care ție îți stă bine. Ce vă spun eu, la modul general, blemarin poartă toată lumea, a ajuns o uniformă, nu mi se pare deloc o variantă bună decât în situația în care ai deja costumul blemarin acasă, pentru că mergi în fiecare zi la birou și ai costume blemarin și gri, că ăsta e dress code-ul companiei. Și atunci te înțeleg dacă mergi cu un costum blemarin la un eveniment. Dar dacă te duci să-ți cumperi un costum, poți găsi variante care te pun în evidență. Spre exemplu, un verde închis, din acela elegant, o țesătură superbă, moale, fină. Deci arată minunat. Chiar am un astfel de costum în magazin și l-ador, mai ales pentru ochii deschiși la culoare, pentru părul blond, șaten. Depinde foarte tare de tipul de ten. Iarăși, bordoul închis e foarte frumos și elegant. Deci ai variante, poți purta mai bine decât blemarin un indigo. Poți purta până la urmă și un gri foarte închis,
Dar atenție, griul închis nu se potrivește tuturor tipurilor de ten și atunci vezi cum faci ca măcar din accesorizare să-ți aduci un pic de culoare dacă griul pur nu-ți vine foarte bine. Nu știu dacă ați pus această întrebare, dar sigur urmează să o puneți. Apropo de miri, dacă tot s-a vorbit de naș, observ o obsesie a mirilor anul acesta. Că știți că asta se întâmplă, oamenii se copiază unii pe alții și într-o anumită perioadă de timp toată lumea își dorește același lucru. Fie că au văzut undeva pe Instagram o poză, fie că s-a căsătorit prin țucutare și au văzut niște ținute interesante pe acolo și o vor toți pe aceea. Așa asta se întâmplă acum cu negru. Nu e nimic rău în a purta negru, dar atenție, negru poți purta atunci când îți vine bine. Dacă nu îți vine bine, n-ai de ce să porți, pentru că negru, sincer, nu e o culoare care pune în evidență foarte multe tipuri de ten. Mai mult decât atât, este și ușor prea plastic. Știu că o să spuneți cel mai elegant, uite-te la Oscar-ul. Nu, la Oscar-ul dress code-ul este black tie. N-are nicio legătură cu dress code-ul din cazul ceremoniilor, nunții tale. La nunta ta e cu totul alt tip de eveniment. Tu acolo te duci să te distrezi, să dansezi, ești mire, ești fotografiat, pozat și trebuie să fii cea mai frumoasă variantă a ta. Oricum, anul acesta la Oscaruri foarte puțini au ales negru sau altfel spus, mulți dintre cei foarte bine îmbrăcați au ales culori. Fie un bleu, fie bordeaux închis, fie mov, deci culori care să le vină bine și ținutele și-au păstrat eleganța. Ce e foarte important, să nu facem rabat de la regulile de stil. Pot purta o culoare, dar asta nu înseamnă că nu va fi un costum croit bine, dintr-o stofă bună. Nu sunt atent la pantofii pe care îi încalți. Spre exemplu, dacă pun indigo, mulți s-ar gândi să asorteze pantofi maron sau coniac. Greșit complet. Merg pantofii maron sau coniac ziua la birou, dar seara port numai pantofi negri sau o culoare a costumului, dacă doresc un efect de lungire a siluetei. Și apropo de asta, evitați să asortați pantoful cu sacoul. Am întâlnit oameni care îmi spuneau: uite, vreau să port un smoking, un dinner jacket bordeaux, acela elegant, cu revere negre din mătase naturală, sigur cu pantalonul negru, dar mi-aș dori să pun pantofi bordeaux. Exclus, pentru că nu se potrivesc, sunt din două stiluri diferite. Acei pantofi bordeaux mergeau la o ținută office și sigur, dacă reverele nu erau din mătase naturală. Oricum, asortarea aceasta sus o culoare la fel ca și pantofii, în general te dezavantajează din punct de vedere siluetă. Din nou, pentru că scurtează silueta. Fă altceva, poartă pantofi în culoarea pantalonului și atunci efectul va fi de alungirea siluetei. Vă spuneam mai devreme de curea și am să fac această mențiune acum că tot vorbeam de siluetă. Prefer întotdeauna bretelele, nu pentru că le am eu în magazin pe alea, inventatorul bretelelor, brandul Albert Thurston, numărul 1 în lume, pe care le vedeți în toate filmele americane și britanice, nu știu, James Bond, Daniel Craig le poartă, Leonardo DiCaprio, un lupul de pe Wall Street, habar n-am, Al Pacino în o mulțime de filme, Michael Douglas. Nu de asta vi le recomand, pentru că ele se poartă, sunt la modă de 200 de ani, dar bretelele au o mulțime de avantaje, dintre care unul din cele mai mari avantaje este acela că nu, bretelele nu strâng pantalonul în zona taliei și atunci nu scot burtă. Interesul nostru este să arătăm supli. Mai mult decât atât, bretelele așează pantalonul fix unde îți dorești. Ai pus bretele, ai așezat pantalonul, ești perfect acolo. Că mănânci, că nu mănânci, că ai burta plină sau nu, ei stau unde trebuie. Un alt avantaj, nu fac cutele acelea inestetice pe posterior sau în față. Știi, când strângi pantalonul cu cureaua, se fac niște cute, oricât de bine ți-ar fi venit inițial pantalonul. Și un alt lucru e faptul că, sigur, la o petrecere lungă, cum sunt nunțile la români, pentru că noi trebuie să recunoaștem, noi nu facem niște recepții de o oră sau două, cum se fac în străinătate, o nuntă în străinătate, și am fost la multe în diferite țări, este un eveniment așa de două ore, două ore și ceva, bei o șampanie, mănânci un pișcot, te bucuri pentru mir și ai plecat acasă.
Noi ne bucurăm și ne veselim de la ora 1 la prânz până dimineața, nu? Este un eveniment pe parcursul căruia ai nevoie să te simți bine, să dansezi, să... E posibil ca la un moment dat să simți nevoia să scoți sacoul. Nu e o dramă. Știu că teoretic ar trebui să ții sacoul pe tine. În realitate depinde foarte tare de situație. Uitați-vă la James Bond și dacă nici ăla nu e elegant, uitați-vă la James Bond în Casino Royal, care se așează la masă de blackjack, de ruletă, habar n-am, își scoate sacoul. Nu e obligatoriu să-l ții toată noaptea. Este obligatoriu în schimb să porți ceva de desubt, adică să nu rămâi în cămașă, eventual și aia scoasă din pantalon. Și de aici avantajul bretelelor, că și dacă dansezi, cămașa nu iese din pantalon. Vă spuneam că noi ne distrăm la nunți și cred că este mai important tu ca gazdă și mire să te simți confortabil. O altă variantă în afară de bretele care servește în același mod ar fi vesta. Dar sigur, în toiul verii nu-ți convine să porți un costum din trei piese pentru că mor de cald. A fost o perioadă anii trecuți când s-a purtat excesiv vesta, la modul că nu mai exista ținută nici de zi, nici de seară, nici de după amiază, nici de dimineață, fără o vestă. Acum se poartă, vesta e un accesoriu, e o piesă vestimentară clasică, nu va ieși niciodată din modă, dar nu mai este un must have. Deci vă sfătuiesc să purtați vestă doar în situația în care faceți evenimentul primăvara sau toamnă și nu vă plac neapărat bretelele. Din punctul meu de vedere, bretelele sunt varianta mult mai ușoară, mai rafinată, de aia o poartă britanicii, de aia ai să vezi că toți britanicii au o pereche de bretele în garderobă. Și dacă alegeți totuși vestă, alegeți una în culoarea pantalonului, din nou, pentru efectul de alungire a siluetei. Și mai mult decât atât, dacă sacoul este în contrast, lăsând deschis sacoul, pentru că întotdeauna cu vestă, uite cum port și eu astăzi, port o vestă și deasupra un sacou, da? Și dacă ar fi fost în contrast, ar fi subțiat pur și simplu silueta. Hai să mai vedem întrebări. Da, hai te întreb eu. Te rog. Avem două întrebări care se tot repetă. Una e legat de burtică, atât la bărbați cât la femei, cum o ascundem. Și a doua întrebare care se tot repetă este, uite, Codruț ne tot întreabă care sunt culorile anului. Te îmbrățișez, Codruț. Da? Deci întrebarea e legată de culori și de burtică. Încep cu întrebarea lui Codruț. Salut, Codruț, lilaul se poartă enorm, galbenul se poartă enorm, oranjul se poartă enorm, acel albastru tare, albastru tare, 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 de puternic, vibrant, se poartă foarte mult. Culorile anilor 70 sunt din nou la modă și printurile anilor 70 sunt din nou la modă. Nu mai vorbim că se poartă și evazat, acum să vă văd, domnilor, când veți adopta dumneavoastră această modă. Dar vreau să specific, să subliniez și am să spun de 2000 de ori, purtați culorile care vă vin bine. Nu e important să fiu modern, important este să mă îmbrac potrivit mie. Degeaba este o culoare în tendințe care pe mine nu mă, mie nu-mi vine bine. Uite, vă dau un exemplu, eu nu pot să port roz pudre. Nici nu e pe stilul meu. E mult prea dulce așa, acea culoare, așa mi se pare prea, nu mi este potrivită. Și atunci poate să fie unica, nu știu, în tendințe, da, să existe o singură culoare în tendințe anul acesta. Credeți-mă că eu n-am să am absolut nimic în acea culoare, eventual un accesoriu sau, eu știu, o poșetă, niște sandale, poate. Apropo de burtică, pentru domn, v-am spus, purtați bretele pentru că creează acel efect. Două dungi verticale care practic feliază silueta. Nu purtați sacoul nici foarte strâmt, pentru că foarte strâmt dezavantajează. Arăți așa de parcă, nu știu, e prea plin sacoul, de parcă ți-a rămas mic, ai mâncat mult în ultimele zile. Evită, nu trebuie să strângă. E tendința asta a multora,
când sunt un pic plinuț, băi, iau ceva mic să mă strâng așa, să nu fie măsură mare. Nu, lăsați spațiu. Lăsați spațiu în zona asta, să nu crape, să nu ai senzația că dacă te miști sau, de fapt, comeseanul să nu aibă senzația că dacă tu te miști, îi sare vreun nasture în farfurie, știi? Bun, mai mult decât atât, spuneam de vestă. Uite, porți un pantalon blemarin, o vestă blemarin și un sacou deschis la culoare și deschis la nasture, pentru că îl porți peste vestă. Asta creează o senzație de alungire și de subțire, pentru că ai o dungă verticală de sus până jos. Dacă îți pui și pantofii blemarin, o să arăți mai înalt și mult mai suplu. Apropo de cămăși, cămășile nu trebuie să fie nici foarte largi. Nu vreau să se vadă burta și atunci vin cu un gogoșar deasupra. Nu e o soluție. Pur și simplu se vede că acea cămașă nu e măsurată. Dar nu trebuie să fie nici prea slim. Sunt clienți care îmi spun, mai cam brațim un pic la spate să fie așa. Și spui, dar nu mai aveți loc. Adică în secunda în care vă așezați jos, o să facă deja, o să se deschidă nasturii, ceea ce este inestetic, nu arată bine deloc. După aceea v-am spus să evitați dungile orizontale și doamnele și domnii. Și mai e un lucru foarte important. Bărbații în general, bărbații care au burtică, în general, 99% dintre dânsii au burtică și picioarele mult, mult prea suple. Adică, practic, o disproporție între tractul superior și cel inferior. Ce vă sfătuiesc eu? Nu mai purtați pantaloni mulați. În momentul în care porți pantaloni mulați și ești masiv în partea de sus, se vede disproporția mult mai mult. Trebuie să găsești o modalitate să echilibrezi. Și atunci o soluție este să porți pantaloni deschiși la culoare. Și subliniez asta pentru că cei plinuți în general spun, nu pot să port deschis că mă îngrașă. Nu neapărat. Și în cazul ăsta, când partea de jos e mult mai mică decât partea de sus, nu faci decât să echilibrezi silueta. Iarăși o problemă de discutat este lungimea picioarelor. Trebuie să ne uităm exact cât la sută din corpul nostru e partea de sus și cât picioarele. Și în funcție de asta avem grijă să nu scurtăm picioarele, pentru că efectul e destul de neplăcut vizual. Îmi mai spui ceva, Marian, mă mai întrebi? Uite, mocasin cu poșetă sau fără? Nu cred că am întrebat corect. Uite, ce recomandați pentru persoanele scunde? Cred că am spus. Este de la Maria, nu, de la o femeie. Da, Maria, același lucru. Nu dungi orizontale, ci verticale. Ai grijă să nu porți botine, spre exemplu, care îți taie piciorul cu fustă. Sau dacă porți botine, vei purta o rochie lungă, 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 care astupă, pur și simplu, nu se vede absolut nimic, da? Până în pământ. Și atunci poți purta, dacă simți nevoia, botine. În general, genul acesta de rochie se poartă sandale sau o pereche de pantofi frumoși. Încearcă varianta aceea în funcție, sigur, și de conformație. Încearcă varianta cu pantaloni foarte lungi și toc. E important de știu dacă te simți bine pe tocuri sau nu, cu toate că moda anului acesta vă avantajează, se poartă din nou platformele anilor 70 și atunci poți să porți un top de 20 cu tot cu platformă și în realitate te simți extraordinar de confortabil. Evită două culori. Dacă îți pui pantalon și sacou, evită să porți aceste două piese în contrast. Alege în general o singură culoare și asta te avantajează. Sau, cum am spus la bărbați cu veste, tu poți pune bluza în culoarea pantalonului și deasupra sacoul, care, atenție, să nu fie prea lung. Întotdeauna trebuie să avem grijă și femeile și bărbații la lungimea sacoului. Poalele de la sacou nu trebuie să fie, în momentul în care sunt prea lungi, din nou ne scurtează picioarele și ne arată bondoci, așa ne arată micuți. Deci sacoul trebuie să fie destul de scurtuț. La doamne și mai scurt decât la bărbați, fără discuție. Bun,
Ce mai? Da, hai că vorbeam în între timp cu tine, vreau să văd la ce întrebare răspuns, să nu mă suprapun cu tine. Da. E bine de reținut, o să dați și link-ul în chat. Ce facem noi la Life University aici? Îi găsim pe cei mai buni din domeniu și facem cât un masterclass cu ei. Așa am realizat un masterclass de stil cu tine și eu sper să spui câteva detalii. Am făcut cu Maya Morgenstern, cu Titi Aur, cu Dragoș Petrescu, Cristiana Andrei și așa mai departe. Apoi să continuăm cu întrebările, dacă poți tu să le spui pe scurt așa ce am făcut în acest masterclass, pentru că urmăream cum răspund la întrebări. Și practic noi masterclass am răspuns la toate. Pune fiecare lucru. Zi tu câteva cuvinte și apoi revenim la întrebări. Și jumătate. Și acum că vorbim, trebuie să le spunem prietenilor noștri că am început de la ideea de a face un masterclass de 2 ore, dar pentru că sunt foarte multe subiecte, pentru că au fost foarte multe întrebări și atunci noi ne-am informat ce și-ar dori oamenii să afle, iar eu sunt vorbăreață și mie îmi place să vă dau, să vă ofer secretele de stil, pentru că îmi doresc să văd oameni bine îmbrăcați peste tot. Ei bine, am făcut un masterclass de 7 ore jumătate, adică am filmat 3 zile și 3 nopți ca în povești. A fost foarte frumos, mai ales că exact cum a spus și Marian, am exemplificat pas cu pas. Adică noi acum vorbim teoretic, dar în acest masterclass găsiți detalii. Lungimea pantalonului și un model pe care am arătat cât ar trebui să fie pantalonul. Mâneca de la sacou, mâneca de la cămașă. Fiecare detaliu, cum te îmbraci la o ceremonie, cum te îmbraci la un eveniment, eu știu, sunt luate, tratate bucate de bucate, până și cum te îmbraci la un banchet sau un bal al bobocilor. Și mai mult decât atât, pentru noi părinții, cum îți îndrumi băiatul către un stil elegant. Pentru că noi știm că tinerii au această tendință, sau mă rog, nu se regăsesc până la o anumită vârstă și atunci cumva pot să pară neglijenți, pot să fie. E foarte important pentru ei să învețe despre stil de vreme, să învețe ce le stă bine și ce nu le stă bine. Dacă încep să aibă grijă de aspect, asta îi va ajuta pe viitor, te ajută la un examen, te ajută, trebuie să recunoaștem. Și dacă întrebați profesorii, vă vor spune, la un examen oral, tu vezi studentul, poate să fie impecabil din punct de vedere învățătură, dar dacă de la început l-ai văzut și e neglijent și are o atitudine asta, poate că nu-l mai vezi la fel de bine. Și trebuie să știți asta, aspectul influențează. Gândiți-vă la un interviu pentru un job. Și gândiți-vă că sunt joburi unde dress code-ul nu este obligatoriu. Cu toate astea, am spus-o și sugerez tuturor, trebuie să vă îmbrăcați ok, nu elegant, nu neapărat office, în costum, nu, dar atenți, cu ștaif, cu atitudine, cu să spună ceva haina asta despre tine, nu să fii pur și simplu, am trântit ceva pe mine, nici m-am spălat prea bine dimineața, că era dimineața și mi-era somn și mă duc așa. Crede-mă, pleci de la minus 10, în loc să pleci, nu, te duci față în față, de-abia ne cunoaștem, n-am nicio părere despre tine. Din prima când te văd, am o părere despre tine și nu e cea mai bună. Nu vrei un om neglijent, nu vrei un politician neglijent, nu vrei n-ai vota un om neglijent. De ce? Pentru că te gândești că nici în profesia lui nu e foarte atent. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar da, asta te gândești. Zici, bă, dacă el nu e în stare nici să, nu știu, să se spele pe cap, să se aranjeze, să-și pună o haină, să arate într-un fel, atunci despre ce vorbim? Ce fel de gospodar eu, domn primar, mă gândesc. Da, Adina, ce le spui doamnelor că tu ai ținut de până acum în live, într-o situație delicată? N-ai vrut să faci pentru doamne, am făcut pentru domn. Ce le spunem doamnelor care participă la acest webinar? Uite, le spun că eu mă îmbrac în proporție de 60% masculin și le spun că și în masterclass-ul de stil găsiți o mulțime de informații interesante. Nu doar eu, sunt o mulțime de doamne din România pe care eu le îmbrac. Sunt o mulțime de doamne din străinătate care se îmbracă masculin. Și mecheria, apropo de ținuta masculină, este să nu te duci all the way, să nu fii
100% îmbrăcată masculin, adică spui un costum masculin, pui și niște tocuri, pui și niște accesorii. Nu vă uitați la mine că grădinarul nu are castraveți. Râdeam când am venit, am uitat să-mi pun inelele și cercei. Trebuie să recunosc că eu sunt tot timpul pe grabă, 2 ore de sport dimineață. Am fost la birou și când am venit am uitat pur și simplu să mi le pun. Și râdeam, zic, uite, eu le povestesc să fie feminine și unde sunt accesoriile mele. Dar da, stilul masculin este extrem de rafinat. Și spuneam să nu vă duceți complet masculin. De exemplu, îți pui o rochie de seară, că e lungă, că e scurtă, nu contează. Și poți un sacou, mai ales că anul acesta se poartă enorm supradimensionat, oversize. Și sacourile masculine dau această senzație. Nu trebuie să ți-l iei larg neapărat, dar prin simplu fapt că el are umerii construiți diferit, creează această senzație de oversize. La fel și cămășile masculine, care se știe că sunt mult mai bune calitativ, pentru că clientul bărbat este mult mai tipicar. El cumpără mai puțin, vrea o calitate mai bună și toate firmele știu treaba asta. Producția cămășilor pentru bărbați în general se face mult mai atent. Calitatea țesăturilor e mult mai bună. Ele trebuie să stea scrobite frumos. Am cămașă masculină de la mine din magazin, în fine, Eaton, e brandul suedez și are, cred că, 18 ani. Adică din primul an, de când eu reprezint în exclusivitate pentru România Eaton, mi-au trimis ei acea cămașă la hotel, îi vizitam și mi-au trimis acea cămașă la hotel să o îmbrac în prima zi la ei. Și e aceeași cămașă pe care am, pentru că țin cămășile masculine, țin, gândiți-vă, 18 ani. Am o singură cămașă albă, am purtat-o cel puțin de 20 de ori pe an, sunt 360 de purtări. Eu vă garantez că dacă vă arăt live acea cămașă, vi se pare nou-nouță, arată impecabil. Deci, doamnelor, puteți să faceți asta și, în general, vă spun, haideți să căutăm calitate. Știu că nu e ușor, știu că vorbim de buget, dar nu e important să cheltuiești mulți bani pe haine. Este important, cum am spus și la început, să cumperi puțin și bun. O rochie neagră, de vorbea Coco Chanel de ea, acea rochie să fie dintr-o mătase naturală sau să fie dintr-o dantelă fină sau să fie dintr-o catifea de calitate. Măi, dar o rochie pe care ți-ai să fie bine cusută, un material natural și bun calitativ, care să-ți țină în timp, pentru că gândește-te că, ok, cheltuiești dublu pe ea. Dacă dai X lei pe o rochie de slabă calitate, o să dai X ori 2 pe această rochie, dar eu îți garantez că în loc de un an sau doi cât ai purta-o pe cea slabă calitativ, o porți rochia aceasta 20 de ani. Chiar am fost recent la o nuntă din asta foarte simandicoasă și am purtat o rochie. M-a întrebat toată lumea de acea rochie. Este o rochie de 19 ani. Are 19 ani, e o rochie din mătase naturală, lungă, foarte frumoasă, într-adevăr. Am mai purtat-o cel puțin la 8-9 evenimente, multe dintre ele publice, de oamenii nu-și amintesc. Pentru că 3 ani sau 4 ani dacă trec, poți purta aceeași rochie, nu e nicio problemă. Și oricum, nici nu-mi doresc să promovez așa ceva, că o haină trebuie purtată odată. Din contră, revistele mari, Vogue sau chiar fac aceste comparații între piese vestimentare. Spun, uite, geanta cu tare costă atât și o poți purta de 100 de ori. De ce? În funcție de cât de versatilă este, merge și la ceva casual și la elegant și seara sau nu. Merge numai seara purtată și atunci câte evenimente ai avea și așa mai departe. Și fac comparație. Geanta asta nu, ai putea să, sau poșeta asta poți să o pui doar la 5 evenimente. Și împărțind costul produsului sau prețul produsului la numărul de purtări, ajungi să ai un cost real și îți dai seama că o piesă de bună calitate e de fapt mult mai rentabilă, pentru că plătești un cost per purtare mult, mult, mult mai mic. Aveam aceeași discuție cu o clientă de-a mea care prefera să cumpere mai multe poșete. E așa, genul de cumpărător care cumpără din impuls, știi? A văzut, a luat bani repede și îmi spunea că are 200 de genți. Și eu i-am zis că am vreo 10 toate. Și mi-a zis, cum? N-aveți cum să aveți 10? Ba, chiar 10 am și unele dintre ele extrem de vechi. Dar nu are importanță. Important este că arată impecabil. Important este că sunt clasice. Dar
clasic interesant. Ai grijă să-ți cumperi ori o piesă statement clasică, nu știu, care nu se demodează niciodată, ori una care e atât de interesantă încât nu-i poți da vârstă. Nu poți să spui că e de acum un an sau de acum 4 ani. Și vreau să vă mai spun o chestie interesantă. Când vă cumpărați o poșetă, un accesoriu de genul ăsta de la un magazin de masă, de mass market, gen, nu știu, nu vreau să dau nume, da? Cu preț foarte mic, da? Și care scot colecții extrem de mari și, sigur, cu poșeta aia te poți întâlni în oraș și 30 de persoane care poartă aceeași poșetă. Te învăță șmecherie. Ce fac eu, spre exemplu? Dacă îmi place foarte mult o poșetă de genul ăsta, mi-o cumpăr și o las 2-3 ani în garderobă necurtată cu eticheta pe ea și o scot abia apoi. Șansele să te mai întâlnești cu ea ulterior sunt minime. Oamenii când își cumpără o piesă de mass market de genul ăsta, o poartă un pic, după care se strică și o lasă la revedere. E, dacă tu o ții și o asortezi de-abia ulterior, o să te trezești că te întreabă lumea: mamă, ce cool e! Am pățit-o de nenumărate ori. Ce cool e asta, mamă, ce-mi place! Și când ne spuneam de unde erau, nu se poate. Ba, da, se poate. Deci poți găsi lucruri oriunde. Important este să nu cumperi pentru etichetă, ci să cumperi pentru calitate. Cum faci asta? E un produs, îl pipăi. Hai să învățăm să pipăim. Tuturor clienților care intră la mine în magazin le dau să pipăie produsele pe care urmează să le îmbrace. Și mulți dintre ei îmi spun: dar nu mă pricep. Păi nu trebuie să te pricepi, dar comparativ îți dai seama, nu, că dacă ai o finețe anume în mână și îți dă o senzație plăcută sau alta, știi exact diferența. Trebuie să învățăm încet încet, trebuie să ne autoeducăm. Și atunci pipăi hainele, vezi dacă îți creează o senzație plăcută. Te uiți să fie naturale, pentru că, în general, produsele sintetice sunt neplăcute pe piele, nici nu sunt foarte sănătoase. Nu mai vorbim de vara când se încing și poți, bineînțeles, să ai chiar situația neplăcută apropo de miros și așa mai departe. Deci evitați, încercați să purtați natural, încercați, vă spuneam, să vă uitați atent la haină, o cusătură. Mă, să vezi cusătura aia, că e frumoasă, că nu trage, că nu e încrețită, că nu e urât făcută. Deci uitați-vă la toate detaliile, întoarceți haina pe interior, că e rochie, că e fustă, și vedeți cum arată înăuntru. Pentru că dacă arată rău înăuntru, să știi că o să o porți odată de două ori și se va face praf. Deci o să arate foarte urât și exteriorul, pentru că nu e corect construită. Mai mult decât atât, vreau să vă rog să aveți grijă de hainele voastre. Este o problemă foarte mare și pentru bărbați și pentru femei. Observ că mulți poartă hainele decolorate sau hainele. De ce? Le spălăm în mod necorespunzător. Adică nu să-mi cumpăr o cămașă de bună calitate și o pun la 70 de grade cu detergentul care scoate pete. Dragilor, dacă e murdare, nu știu, dacă mi-a curs ulei pe mine, m-am mâncat și mi-am dat tocana pe piept, da? Ok, folosesc un produs care scoate pete local, că e vorba de un spray, că e vorba de, sunt 1000 de produse care sunt chiar foarte bune, foarte performante. De un pic local, după care îl speli cu grijă. Aveți grijă de hainele voastre. Banii pe care îi plătiți pe acele haine sunt practic aruncați. Dacă voi vă cumpărați ceva, le spălați necorespunzător și se strică foarte repede. Observ, de exemplu, 80% din șosetele purtate de oameni în general sunt deteriorate. Asta și pentru că bumbacul sau, mă rog, multe nu sunt din bumbac, materialul lor nu este de calitate, dar și pentru că nu le spălăm bine. Deci e păcat să cheltuim niște bani pe o haină și să o distrugem. Noi în sezonul rece avem maletele acelea superbe cu mătase naturale. Acelea, spre exemplu, trebuie spărate cu grijă. În momentul în care le-ai spărat la temperatură mare, sigur că se deformează. Nu e vorba de calitatea lor, ele sunt foarte bune, dar dacă ar fi trebuit să le cureți sau să le speri la o temperatură foarte joasă și tu le-ai băgat la o temperatură mare, bineînțeles că afectezi firul respectiv. Și de multe ori și culoarea, mai ales în cazul produselor, cum sunt majoritatea de la mine din magazin,
vopsite cât mai, nu natural, că e impropriu să spun natural, dar cât mai puțin nociv pentru piele. Pentru că trebuie să știți asta, culorile rezistă cel mai bine atunci când produsul a fost vopsit cu o încărcătură chimică extraordinar de mare și devine extraordinar de nocive pentru piele. Dacă ați căuta un pic pe net, o să vedeți că sunt studii făcute de UNICEF, sunt studii apropo de faptul că multe dintre produsele de pe piață afectează grav pielea, care este cel mai mare organ al corpului uman și care este cel mai expus organ, pentru că exteriorul e practic bariera între corpul nostru și exterior, nu? Da, Adina, avem, aștept de 10 minute, este întrerupt, dar ce vorbeai atât de interesant încât n-aveam cum. Așa, ne-ai povestit și despre întreținere și calitate, foarte relevant. Întrebare de la Mihaela Corina: care sunt articolele de îmbrăcăminte obligatorii în garderoba unei femei? Cu drag. Dacă tot spuneai de întreținere, trebuie să le spunem prietenilor noștri că în masterclass-ul de stil pe care l-am lansat împreună aveți enorm de multe șmecherii pe care vă învăț, secrete ale mele pe care le-am învățat în timp, apropo de întreținerea pantofilor, apropo de întreținerea costumelor, apropo de... Deci o mulțime de lucruri interesante pe care nici nu o să vi le imaginați. Deci o să vă șocheze. Am să spun doar unul dintre ele. Știți că jeansii, dacă nu sunt pătați, deci dacă nu sunt pătați, nu ai nevoie să-i speli, ci ei se sterilizează practic într-un cu totul alt mod. Uitați-vă la masterclass-ul de stil și nu o să vă vină să credeți. Deci e o mare șmecherie, mai ales că mulți dintre noi avem jeansii preferați și ne-am dorit să nu-i spălăm de 200 de ori, că se strică repede. Vrem să le păstrăm același tace, aceeași culoare și tot. Ei bine, există o modalitate, nu o să-ți vină să crezi. Și acum, m-ai întrebat de piese, garderoba esențială masculină o găsiți în masterclass-ul de stil. Iar apropo de garderoba esențială pentru noi femeile, trebuie să luăm în calcul câteva lucruri. În primul și în primul rând, trebuie să luăm în calcul profesia, preocupările și hobby-urile. De ce? Alta este garderoba esențială pentru o persoană casual, care rare ori poate își pune vreun sacou office, aproape niciodată. Și cu totul alta este garderoba esențială pentru o persoană care merge zilnic la birou într-o ținut office. Și atunci le tratăm separat, da? Dacă vorbim de această persoană casual, ea o să-și ia brochițe legere în sezonul de vară, da? Bumbacul e superb, vara, inul, nu vă fie frică de faptul că inul se șifonează. Lasă-l să se șifoneze, arată minunat. Colonialiștii purtau in, erau foarte eleganți și nu le era teamă că se șifonează. Poartă mătase naturală. Mătasea naturală este plăcută, răcoroasă și, atenție, poate fi purtată all seasons. Poți să o porți vara direct, fără nimic deasupra, dar poți să porți o rochită de mătase cu un sacou deasupra sau direct cu un palton pentru sezonul rece. Deci cele mai casual dintre voi, purtați, luați-vă genul ăsta de rochițe pe modelele care vă avantajează, cu talia marcată, mai drepte apropo de dimensiunea șoldului, scurte dacă aveți picioare frumoase și vă permite să le purtați, cele scurte, să expuneți picioarele, lungi, mai lungi dacă nu aveți picioare de arătat, pantaloni, pe aceeași idee, pantaloni lejeri. Nu trebuie să fie jeansi. Eu vă sfătuiesc, doamnelor, să cam evitați jeansi. Nu purtați jeansi decât în situația în care asortați cu ceva elegant. Dar așa, pur și simplu, o pereche de jeansi și un tricou te arată neîngrijită, ușor neglijentă. Sigur, putem să ne gândim la un stil rock, punem niște brățări interesante, punem o geacă din piele sau ceva și să zicem că ar arăta o ținută bine construită. Dar dacă pun jeans, mai bine pun o cămașă masculină, mâne suflecată. Dacă pun jeans, mai bine pun o bluză din mătase naturale, din asta fină, feminină, sexy, pun o sandăluță sau un pantof cu toc și arată. Dacă vreau să port sneakers, mai bine, de exemplu, îmi cumpăr o pereche 2-3 de chinos, pantalonii aceia din bumbac, colorați,
albi, galbeni, pasteluri sau colorați. Când am spus colorați, mă referam la culorile puternice, da? Și cumpărând astfel de pantaloni, avem sezoane de rânduri, pentru că ne cumpărăm un model care ne vine bine. Mie, spre exemplu, îmi vin bine cei cu o pensă și foarte slim jos. Acesta e modelul care mie mi se potrivește. Altora dintre voi, și foarte la mod acum, poate vi se potrivește modelul acela larg, care cade așa și arată minunat. Deci luați-vă genul acesta de pantaloni, cerechejor, asortați la sneakers, la balerini, la pantofi masculini, de ce nu? Pentru că un gen feminin de pantalon poți să-l port cu un pantof masculin. Și iarăși un top. Cum vă alegeți topurile? În funcție de conformația brațelor și în funcție de decolteu. Vreau să arăt un decolteu, pot să-mi iau ceva un pic deschis. Am brațe frumoase, merg pe la sală, sunt suplă, îmi arăt brațele. Dacă nu, purtați o lungime până aici. Din astea foarte, nu prea lungă, pentru că arată bătrânicios, nici foarte, foarte scurtă, pentru că arată prea mult din antebraț. Și atunci o lungime undeva pe aici, poți să rulezi mâneca și arată extraordinar. Evitați maieurile, chiar și din mătase, chiar și foarte elegante. Dacă zona aceasta nu e bine lucrată, nu ați petrecut prea mult timp făcând sport, nu-i nimic, dar evitați să arătați. Și atunci acoperim zona respectivă sau purtăm topuri decoltate, care vin așa pe mână și nu lasă la vedere sub brațul, practic. Vorbeam de garderoba pentru doamnele casual. V-am zis, vă luați rochițe, vă luați pantaloni, le purtați cu încălțări legere. Luați-vă întotdeauna o jachetă din denim, pentru că se poartă la nebunie, ea poate fi supradimensionată. O purtați cu mâneci suflecate peste rochiță, o purtați tot la fel și peste o pereche de pantaloni cu un top din ăsta mai elegant. Luați-vă un sacou, care e acel unic sacou. Mie îmi place să vă sugerez o variantă masculină, arată mult mai cool, pe care îl purtați și cu pantalonii aceia casual. Și dacă vreți, în loc de sneakers, pentru o seară puteți pune o sandal cu top. Puneți sacoul acela pe umeri și un top un pic mai interesant, mai elegant, și deja aveți o ținută de alt nivel decât cea pe care ați purtat-o ziua. Important este în garderoba esențială să nu avem foarte multe piese. Pentru doamne, 20 de piese, și asta spun mult, deci 20 de piese sunt suficiente. Nu exagerați, pentru că ne luăm multe și purtăm puține. Ca să ajungeți să faceți treaba asta, întotdeauna cumpărați targetat. Nu vă lăsați păcălite de reducere. De ce vă spun asta? Toată lumea are tendința, e normal, e normal. Intri într-un magazin, vezi reducere, zici, am cumpăr mai ieftin, cumpăr mai mult. Bun, dar dacă tu ți-ai cumpărat mai ieftin 10 piese din care porți doar una, înseamnă de fapt că în loc să cheltuiești mai puțin, ai cheltuit mult mai mult pe o singură piesă, că restul nici nu contează, nici nu porți. Și toți pățim asta. De ce? Sub impulsul acesta, sub presiunea ideii că, doamne, acum e redus astăzi, ne cumpărăm și lucruri de care nu avem nevoie. Ce vă sugerez eu? Când plecați la shopping, în primul rând faceți un detox de garderobă. Băi, hai să văd ce îmi vine bine și ce nu. Le iei la probă pe toate, tot ce nu-ți vine bine, selectezi și le iei din nou la probă și spui asta, îmi place? Da. E bun calitativ? Da. Sau nu? Da? Dacă nu, l-am aruncat din primă. Da, îmi place și e bun calitativ. Atunci, ce problemă am? Nu-mi vine bine. Păi hai să vedem dacă îl pot modifica. Ai luat frumos toate hăinuțele în situația asta, te-ai dus cu ele la croitor, le-ai organizat. În momentul în care ai garderoba gata, îți faci așa un necesar. Te gândești, bun, pe săptămână, 5 zile, mă îmbrac cam așa. Păi ce mi-ar trebui? Și pornești de acolo. Nu cumpărați haine pur și simplu, pentru că eu vă garantez că șansele ca o piesă pe care ai cumpărat-o așa, ți s-a părut drăguță, șansele să nu mai poți niciodată sunt 50-50. Deci asta statistic vorbind. Bun. Și în cazul doamnelor office,
E aceeași situație, apropo de cumpărături, da? În același mod, facem un window shopping, ne ducem pe la toate magazinele, vedem cam ce au. Deja le combinăm în cap. Mi-am luat cu tare piesă și o port cu tare piesă. Că dacă am doar două piese și n-am încălțările, de exemplu, din nou, n-am obținut nimic pentru că nu o să le port niciodată. Nu vă luați haine, pur și simplu. Dar când e vorba de hainele elegante, vă sfătuiesc să nu cumpărați niciodată de nevoie. Adică am o nuntă săptămâna viitoare, disperată mă duc să caut ceva. Eu vă garantez că așa nu veți găsi. Nu veți găsi ceva de calitate, nu veți găsi ceva ce vă vine bine. De ce nu veți găsi asta? Pentru că nu ai timpul necesar. Te duci repede, ai trei variante, probezi, alea sunt. Nu. Știi clar că în viitor, într-un an, în doi, anul ăsta, nu știu, vei avea o nuntă, un botez, vei fi invitat, da? Cum ai prins o rochie care îți vine bine și îți place, cumpără-o. Nu contează, mă, o rochie elegantă e o rochie elegantă. O ai în garderobă, o poți purta de 20 de ori la nu știu câte nunți. Să nu fie din aceeași gașcă sau dacă din aceeași gașcă, măcar un an, doi distanță între ele, da? Deci, când e vorba de hainele de seară sau de încălțări, spre exemplu, acei stiletto negri pentru doamnele care merg la birou, da? Pe care trebuie să iei pentru că ei merg la 1000 de ținute. Pantofii nude sau sandalele argintii sau sandalele nude pe care le porți și seara, le porți cu o pereche de jeans și cu un top drăguț când ieși în oraș așa mai lejer, dar poți să le porți seara la o rochie, da? Astea sunt piese must have în garderobă. Le cauți până le găsești. Deci din garderoba aceasta esențială trebuie neapărat să facă parte, chiar dacă de obicei nu porți top, dar pentru acele ocazii când să ai o pereche de pantofi sau de sandale care vă vin superb, îți sunt comode și îți și plac, dar care să fie extrem de versatile. Evitați să cumpărați lucruri încărcate în acest caz. Ele nu fac parte din garderoba esențială și vă spun din experiență, le porți eu odată la 2 ani. Deci pățesc eu asta și am avut și eu momente când am cumpărat, mi-a plăcut ceva atât de tare încât am cumpărat doar să le văd în casă. Și nu a fost o soluție bună, mă gândeam chiar acum la niște sandale de Zaha Hadid. Mi-au plăcut atât de tare, erau niște sandale dintr-un plastic special, un design super interesant, și mi-a plăcut la nebunie efectiv. Și mi le-am purtat, cred că de 2 ori în ani, îmi plac în continuare, le-aș ține în vitrină, dar nu merg purtate, că nu-s de acolo. Bun, să trecem la doamnele care merg la birou. Acestea au nevoie, clar, care merg la birou office. Scuzați că toate dintre dumneavoastră mergeți poate la birou sau la muncă, dar cele care au nevoie de ținută office. Ținută office ce înseamnă? O ținută decentă, în general un de pies, sacou și fustă, sacou și pantalon, sau o rochiță, un sarafan, da? Cămăși care pot fi feminine sau masculine și aici o să discutăm un pic detalii. Deci îți construiești garderoba în funcție de câte zile mă duc la birou. 5 zile. Bun. Pot să-mi iau una, două rochițe sau sarafane, pot să-mi iau un sacou cu o fustă și un pantalon. Atenție, e o mare șmecherie. Când îți cumperi un sacou, ia-ți cel puțin doi pantaloni sau o fustă și un pantalon. Pentru că sacoul se deteriorează mult mai greu decât partea de jos. E normal. Stau jos, am nus, e logic. Pe vremuri de altfel, croitorii așa și făceau. Fiecare saco venea clar cu o fustă și un pantalon sau cu doi pantaloni sau cu două fuste. Bun. Și luați-vă aceste fuste și pantaloni așa, și, mă rog, sacouri, așa încât să meargă și între ele asortate. Spre exemplu, am un de pies gri cu pantalon sau cu fustă, dar am și unul blămarin. Pot să port sacoul de la acel blămarin cu pantalonul gri. Pot să port sacoul gri cu fusta blemarin. Arată foarte bine, depinde cum asortezi. În momentul în care purtați pantalon și sacou, evitați să puneți cămașă masculină. Veți deveni, veți avea un look foarte masculin. Sau croiul de piesului pe care îl aveți va trebui să fie foarte feminin, foarte pe corp, foarte cu o structură fundamental feminină, nici de cum una de inspirație masculină. Pentru doamnele care merg la birou,
îmbrăcată office, ținutele lejere sunt destinate weekendului și vacanțelor. Și atunci și pentru ele și pentru cele care se îmbracă casual de obicei, există câteva piese obligatorii. Acea pereche de jeans care stă bine și care, vă spuneam, trebuie să fie așa rar purtată și doar foarte bine asortată. O pereche de chinos despre care vorbeam mai devreme. Dacă mergeți la birou elegante și n-ați purtat chinos, luați-vă o pereche neutră, ceva ușor de asortat. Vara, alb, de exemplu, nu în culoare alb. Și pentru toamnă puteți lua un bej, puteți lua un blemarin dacă sunteți foarte clasică. Luați-vă întotdeauna, spre exemplu, uite, pentru situații specifice, da? Luați-vă chestii foarte bine alese. Mi-am luat un costum de baie, că plec la mare, toți la un moment dat, odată pe an, plecăm la mare, la lac, nu știu, undeva unde ne-ar trebui un costum de baie. Păi dacă ți-ai luat un costum de baie, nu-ți lua doar costumul de baie, nu o să ai cu ce să-l porți. Ia-ți, spre exemplu, un pareo interesant. Ia-ți o rochiță care merge gen pareo. Ia-ți o pereche de flip-flops, de papuci pe care să-i porți. Și atunci îți este foarte ușor. Nu este 5 costume de baie, mai bine ai unul foarte, foarte, foarte bine sau o ținută cu costum de baie foarte bine construită decât să ai 5 costume de baie să n-ai cu ce să le porți. Îți trebuie o gentuță de plajă, îți trebuie, ți-am zis, papuci, îți trebuie costumul și îți trebuie pareul. Și dacă ești un prosop, ești perfectă. Deci încercați un pic să vă gândiți la fiecare bucată în parte, nu doar să cumpărați piese separate, pentru că e posibil să, chiar dacă ești foarte frumoase, ori să nu reușiți să le purtați, ori să nu reușiți să le puneți în evidență, neavând restul ținutei. Am răspuns, Marian. Da, da, valoroase răspunsuri, valoroase. Ai făcut un masterclass în acest webinar. Persoanele scunde, a mai apărut această întrebare. Văd că sunt multe întrebări. Am observat că tu ai răspuns și la alte întrebări care nu le-am pus, dar s-au regăsit în chat. Dar acestea cu persoanele scunde, ce sfaturi le dai? Bărbați sau femei? Da, deci am mai spus, dar am să sintetizez. Vorbim de faptul că nu purtăm dungi orizontale. Vorbim de faptul că, din contră, alegem variantele verticale pentru că lungesc. Și asta chiar prin imprimeuri în dungi sau prin anumite trucuri. De exemplu, port stopul, pantalonul și pantoful în aceeași culoare. Doamnelor, purtați pantofii nude, sandalele nude cu top, da? Pentru că acelea, fiind de culoarea pielii, lungesc piciorul, dau senzația că e piciorul mai lung. Și persoanele scunde niciodată nu o să poarte baretă pe picior, niciodată nu o să poarte botine și nu o să poarte cizmă. Cizma aceea, purtată cu fustă, nu face decât să le taie piciorul, nu? Că vezi odată linia cizmei, apoi vezi o bucată de genunchi, da? Și apoi vezi fusta, de exemplu, și arată foarte urât. Deci evitați, dacă mă întrebați, evitați să le cumpărați. Nu vă trebuie. Acum, da, într-adevăr e frig, dar nu neapărat ți-e frig, cum să spun, nu ține neapărat cizma cald, ci mai bine ți-e ceva îmblănit în partea de jos, sau nu știu, că de acolo vine frigul, nu? Decât să iei acea cizmă pe care n-ai unde să o porți. Am văzut treaba asta, am văzut și doamne care purtau cizmă la rochie de seară. Domnilor, știu că vă dezamăgiți, dar cizmă la rochie de seară niciodată în viața asta. Deci niciodată în viața asta arată groaznic. Ok, vorbim poate de o cizmă nea de seară, o plasă specială, nu știu ce, dar n-are sens, nici nu are sens să vă luați astfel de cizmă, pentru că le veți purta o dată, o singură dată. Mă gândeam la Loredana Groza, care are niște cizme superbe, lungi, înalte, dar ea le integrează în ținute de scenă. Și e cu totul altceva, ea le poartă și merită investiția pentru că are niște apariții spectaculoase cu genul ăla de cizme. Dar dacă nu avem nevoie de astfel de apariții, nu prea are sens să le porți. Poți, de exemplu, o persoană mai mică de statură, dar care își permite să poarte fustă scurtă pentru că are o siluetă fină, suplă, da? Poate purta cizmele acelea foarte lungi, mulate și cu fustă scurtă. Acelea lungesc piciorul, mai ales dacă sunt cu top, pentru că ele vin cu totul până la bordura fustei care e scurtă.
Deci, practic, creează senzația aceasta de picioare lungi. Apropo de rochie, era întrebarea dacă purtați rochie lungă, puteți, dar o purtați întotdeauna cu tocuri înalte. Și rochia va mătura pământul. Va mătura pământul. Deci este extrem de urât când rochia este ușor mai scurtă și se vede așa un pic din degetel și platforma pantofilor. Purtați pantaloni foarte lungi și pantaloni cu talie înaltă. Dar cu mențiunea că persoanele care au un pic de burtică și sunt mai mari în zona aceasta nu o să se simtă bine, nu, nu o să arate foarte bine cu talie înaltă, pentru că creează senzația că sunt mari cu totul. Dacă aveți talia mică, cu încredere mergeți pe talia înaltă, practic lungește picioarele, dacă sunt și foarte lungi pantalonii și cu toc, arăți de 2,20 m. Ce se evite persoanele mici de statură? Să nu poarte supradimensionat. Deci umerii lați, volumele, umerii aceia, eu știu, bufanți, nu îi purtați niciodată, pentru că vă dezavantajează. La fel și pe cele plinuțe. Doamnele plinuțe nu o să poarte niciodată umeri bufanți. Nu ai de ce să faci asta, pentru că adaugi volum. Umerii bufanți arată extraordinar cu o siluetă filiformă. Iarăși volane, volănașe. Doamnelor, dacă suntem plinuțe, la revedere cu volane și volănașe. Nu purtăm așa ceva, pentru că nu ni se potrivesc. Da, Marian? Da. Ce culori eram fascinat aici, când lângă mine e și soția mea, să știi. Și suntem amândoi, ne notăm sfaturile, eu de bărbați, ea de doamne, și mai comentăm și avem grijă să fie microfonul. Să știi că mă bucur enorm că vă place vouă și vi se pare interesant, pentru că voi ați fost și la filmările masterclass-ului și l-ați și văzut ulterior și masterclass-ul este extrem de complex. Credeți-mă, aveți atâtea informații în acel masterclass, nu o să vă vină să credeți. Deci odată ce l-ai accesat e Wonderland pur și simplu. Și atunci mă bucur că vouă încă vi se pare interesant după toate informațiile pe care le aveți, înseamnă că da. Da, e fabulos. Am lăsat un cupon de reducere în chat. Poate fi accesat cu încredere. Expirăm 48 de ore pentru doritorii, cu mare, cu mare drag. Mulțumesc și celor mulțumim, care sunt prieteni. Da. Haide, mai avem o întrebare aici. Ce culori recomanzi pentru sacourile de zi? Ok. Bărbați sau femeie? Maria pune, dar cred că am putea răspunde pentru observ că sunt în formare atât bărbați cât și femei participă, atât doamne, nu femei, doamne, da, la acest webinar, să încercăm să răspundem pentru fiecare. Okay. Pentru ambele categorii. Vreau să vă spun că vom selecta întrebările cele mai interesante și veți fi premiați, pentru că au fost foarte multe întrebări interesante și până la sfârșitul acestui live vom avea câțiva premianți care vor primi niște premii interesante. O să vă placă, vă spun sigur, atât de la mine cât și de la Marian. Da, vorbeam de culorile sacourilor de zi. Vara aceasta se poartă culoare. Poate că pandemia așa ne-a dat o stare, ne-a făcut să ne dorim să ne exprimăm prin culori, să fim mai veseli, mai pozitivi. Și atunci, doamnelor și domnilor, purtați lila, purtați movul acela mai închis un pic decât lila, purtați bleu, este superb, purtați vernil, purtați oranj, purtați albastru în toate nuanțele lui. Sigur, combinația alb negru, alb blămarin, combinațiile alb negru, alb blămarin sunt extrem de rafinate vara. Și atunci, vorbind de sacourile de zi, atât pentru doamne cât și pentru domn, în primul și primul rând identificați-vă culorile care vă vin bine. Și în funcție de asta, alegeți culori vii. Nu vă fie frică. Oricât de clasic ai fi, nu-ți fie teamă să porți. Nu trebuie să porți o culoare țipătoare. Nu trebuie să porți o culoare care, nu știu, te face vizibil de la colțul străzii. Trebuie să porți, în schimb, o culoare fină, poate fi un pastel. Pastelurile nu sunt niciodată exagerate. Și mai ales e foarte important nu ce culoare porți la sacou, ci cu ce asortezi. Și atunci
trebuie să ai întotdeauna în garderobă, în sezonul acesta, pantaloni gri pentru domn, din stofă și din aceștia chinos, pot fi beige, albi. Nu vă fie frică de alb purtat în partea de jos, doamnelor și domnilor, pentru că noi avem această credință însămânțată de generații că, domne, nu, pantalonii albi se murdăresc. Bun, ok, se murdăresc și spală la fel de repede. La fel cum sneaker și albi arată genial și se spală în două secunde. Cu o periuță de dinți ai spălat în două secunde orice sneaker și arată excepțional. Deci nu vă fie frică de murdărit. Purtați pasteluri, dar stingeți, echilibrați ținuta cu culori neutre. Vă spuneam gri, vă spuneam beige, vă spuneam toate nuanțele acestea deschise, fine, de vară, alb. Purtați mult alb. Cămașă albă, pantalon alb și un sacou, culoarea care îmi vine cel mai bine, că e verde, că e vernil, că e lila, că e bordeaux, că e un roze, acel roze dus către teracotă, roze pudrat, o grămadă de variante. Din fericire, anul acesta avem atât de multe culori la modă încât, sincer, e greu să nu putem să fim și la modă și să ne și stea bine. La birou, într-adevăr, și pentru doamne și pentru domn, dress code-ul poate fi ușor mai strict, deși în urma pandemiei majoritatea companiilor au relaxat un pic. Există un casual Friday care înainte era doar la anumite companii, acum e peste tot. S-a renunțat la cravată în majoritatea cazurilor și uneori și culorile, dress code-ul sau, mă rog, da, dress code-ul, apropo de culoare, e un pic mai permisiv. Dacă înainte bărbații purtau doar gri, bleu-marin și eventual negru, acum pot purta și alte culori, albastru, indigo, movul închis, bordoul închis, maron. Maronul se poartă și în toate nuanțele lui. Atenție cu mențiunea că nu vine bine tuturor. Deci trebuie să luați asta în calcul, că maronul e o culoare dificilă, trebuie să te prindă. Ori te prinde și stă superb, ori mai bine renunță și nu purta. La fel cum și bejul. Uite, vorbeam de mir și îmi vin foarte mult mir, de fapt miresele. Vai, îmi doresc să fie îmbrăcat în ivoar sau în bej, să fim amândoi deschiși la culoare. Și el are un ten deschis și care arată efectiv palid dacă pui astfel de culoare. Sigur că îmi durează două minute să-i dau variante, să vadă, că ei sigur văd că, mamă, stă oribil în culoarea asta. Ok, hai să-ți dau o culoare care stă bine. Dar asta vreau să vă spun, că sigur alegeți din aceste culori și până pe voi să vedeți dacă vă vin bine. Dar se poartă sacouri toate culorile vara asta și vă recomand această săptămână. Nu că am eu un magazin, dar o iubesc pur și simplu, sau nu, de fapt am un magazin pentru că o iubesc și pentru că îmi doresc ca voi să purtați. Este vorba de In, cu mătase naturală și cu lână pură virgină merinos extra fină. De ce vă recomand această țesătură și la domne și la domn? Pentru că are aspectul acela elegant, rafinat, colonial al inului, dar nu se șifonează, pentru că are acest conținut mare de lână pură virgină merinos extra fină, un termoizolant extraordinar. Este o țesătură fină, subțire, plăcută, respiră. Păi da, poți să dormi cu sacoul ăla și nu se șifonează. Iar mătasa naturală face să aibă un touch moale, fin. Îți face plăcere, așa, nu știu, te mângâie sacoul pur și simplu. Deci da, vă sugerez să purtați o astfel de țesătură, o să o iubiți. Și mai mult decât atât, ține foarte mult în timp. E genul de saco pe care îl iei și îl porți 10 ani de acum încolo și e la fel de modern. Am învățat de la tine masterclass și cum să fac să țină hainele mai mult și cum să-mi dau seama dacă e de calitate și cu scaunele și cu cămășile. Întrebare de la Robert. Bună, Dina, sunt consilier de vânzări și lucrez cu clienți bărbați de toate vârstele. Recent am avut un client care și-a dorit un smoking negru și o pereche de sneakers albi. Inițial mi s-a părut ciudat, dar după ce a aprobat ținuta așa cum a dorit, mi-a plăcut foarte mult. Să recomand această ținută și pentru viitor clienți? Bună întrebare, Robert. Pot să o recomand în situația în care nunta respectivă are loc într-o locație nonconformistă, nu știu, un hambar, la pădure,
Dacă însă vorbești de o nuntă care are loc într-un ballroom foarte elegant, nu o să arate deloc potrivit, în primul rând. În al doilea rând, ține foarte mult de stilul respectivului mire, pentru că să porți genul ăsta de ținut trebuie să ai foarte multă atitudine și dacă asta nu vine din interior, n-ai cum să îl faci pe respectivul client să se simtă bine în pielea lui, să se simtă bine în ținuta aia și să arate ca atare. Deci te sfătuiesc să nu prea faci. Și un alt lucru, ai grijă cu negru la modul că, ce spuneam înainte, recomandă-l doar celor cărora negru le vine bine. Dar da, ținuta pe care mi-ai descris-o poate fi extraordinar de frumoasă pentru o nuntă ușor relaxată și o să se simtă foarte bine, o să poată dansa fără probleme. Întrebare de la Lore. Ce elemente te ajută să creezi un look expensive? Foarte bună întrebare, Lore. Foarte bună întrebare. Da, nu trebuie să fie scumpe ele, ci e foarte important să arate de calitate. Și acum, ce, în primul rând o iau invers. Ce te face să arăți? Și asta în primul și în primul rând logo-urile. Pentru că oricine poartă logo-uri mari la vedere este un om care își dorește să arate că ar fi cheltuit mult pe ținută. În realitate știm cu toții că brandurile au aceste linii cu logo, da? Astea sunt liniile cumva cele mai ieftine ale brandurilor, cele mai slabe calitativ. Și ei le vând tocmai pentru a-și face publicitate prin intermediul clienților, a folosi această dorință a oamenilor de a arăta că au, da? Trebuie să porți haine discrete, rafinate, de calitate. Și atunci, dacă vorbim de o doamnă, Doru, da? Ai să încerci întotdeauna să ai încălțări de bună calitate. Acea sandal argintie de care spuneam trebuie să fie fină, dintr-o piele de calitate, să aibă aspectul bun, pur și simplu. Cusăturile hainelor spun foarte mult despre calitatea lor și cusăturile se văd de la colțul străzii. Am văzut chiar pe scenă, mă rog, o prietenă de-a mea pe care o iubesc foarte mult și care cântă absolut super și mă uitam la cusături și îmi venea să plâng că erau foarte, foarte, foarte slabe din punct de vedere calitativ. Rochia toată era creponată așa pentru că era o calitate slabă a cusăturilor. Deci ne uităm la cusături. Poșeta, doamne.